Răzvan Avram a marcat marți golul prin care Foresta s-a calificat în turul 4 al Cupei României. Mijlocașul speră să repete performanța la Râmnicu Vâlcea. Mă bucur că am reușit să marchez. Pentru meciul de sâmbătă îmi propun să nu numai eu și echipa să facem un meci foarte bun și să ne întoarcem înapoi cele 3 puncte. Sincer, eu îmi propun să dau gol la fiecare meci. Cred că orice jucător, mai ales de atac, își propune să dea gol. Acum nu contează când am marcat eu sau marchează altcineva, important e ca evoluția echipei să fie pe același drum pe care am început cu domnul Popovici și să o ținem tot așa cât mai mult. Sperăm că avem, suntem pe un drum bun și cred că suntem într-o perioadă foarte bună acum. Titularul de până acum al postului de portar în meciurile de campionat, Tomaniga, speră ca Foresta să mai adune 3 puncte în clasament. Sunt mândru că mă aflu aici. Sperăm să legăm și așa să victorie, să fim învingători la final de meci. Ne întoarcem, avem un meci foarte greu. Avem o deplasare lungă la Vâlcea, care trebuie să venim cu cele 3 puncte. De partea cealaltă, CSM Râmnicu Vâlcea l-a legitimat în această săptămână pe Florin Costea, fostul atacant al Stelei, semnând până în iarnă cu gruparea din Zăvoi. Tehnicianul Ionel Gane mai are câțiva jucători experimentați în lot, cum ar fi Daniel Stana, Mihai Dina și Călin Cristea.